Voi citi un singur verset din Isaia, capitolul 38, versetul 16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am eu și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața, spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să continuăm tema fratelui Paul de mulțumire. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui. Ezechia, când face această afirmație, vine după o grea încercare, un greu necaz în viața Lui. Viața Lui a fost aproape de moarte. Isaia spune că trebuie să-și rânduiască casa, că va muri. Ezechia se roagă, Dumnezeu îl ascultă, îi răspunde rugăciunii și mai dă 15 ani de viață. Și după ce trece prin momentul acela în care viața lui biologică a fost în cum, până spune, Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață și dacă mai am suflare, este doar datorită îndurării Tale. Mulți dintre cei care suntem aici am avut viața în cumpănă. Ne-am rugat noi, s-au rugat alții pentru noi. Și dacă suntem în viață, în dimineața aceasta aici, este datorită îndurării lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În vremea aceasta sunt frați de noștri care trec prin necaz. Și gândul meu se îndreaptă spre fratele păstor Gigi Dobrin. Ne rugăm ca în îndurarea lui Dumnezeu se îndure și de el. Poate știți alți frați colegi, frați și surori din bisericile noastre, a căror viață este greu încercată. În îndurarea lui ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei de fiecare și Dumnezeu să le dea sănătate. Dar în îndurarea lui Dumnezeu nu se atinge doar de trupurile noastre, ci așa cum citea fratele Viorel la început, Dumnezeu ne dă și mântuirea Lui. Dacă suntem mântuiți, este doar datorită îndurării lui Dumnezeu. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi am avut parte și de harul acesta. În îndurarea Lui, Dumnezeu ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Dar ne rugăm în vremea aceasta, Dumnezeu să mântuiască mulți oameni din țara noastră. Dumnezeu se îndure de poporul acesta, de națiunea aceasta și împărăția Dumnezeu să se lărgească. Și încă un gând, avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în întâlnirea noastră. Asta înseamnă Dumnezeu să binecuvânteze și această întâlnire. Duhul Sfânt să fie la cârma ei, tot ce se va face, tot ce se va spune, să fie în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit să ne ridicăm în picioare și continuăm să ne rugăm, luăm cât un gând, mulțumind Domnului pentru îndurarea Lui, fie în sănătate, fie în mântuire, fie în binecuvântarea țării cu mântuire, fie în binecuvântarea acestei întâlniri. Plecăm capetele și ne rugăm.